Hai, mă, bagă material. Stai ăștia, băieți. Hai și... Trage! Trage și acum... Oh! Da. Tu te nițel în sus, încolo. Tu trebuie să fii sus și eu jos. Trebuie să nu te împiedici, că ai o presă, bă, să nu iei presa în picioare. Lasă-l mai jos, nițel. E prea sus acum. Mai jos, lasă-l. Așa, mă, băiete. Unde ți? Cred că s-a dus prea jos, nu? Un pic. Du-te de jos și dă-mi-l în sus. Un pic. Dar du-te jos și dă-mi-l în sus. Hai, dă-l în sus. Oh, gata, gata. Da, da, așa rămâne, gata. Oh, nu mai bate, lasă-l așa. Nu mai bate. Și nu mai poți să-l scoți? Liber. Hai, mă, că-i dăm foc și totul. Hai, mă, nu. Gata, dă-i drumul, liber. Poți să... Păi dă-i drumul, ce mai fac? Dar dă-te tu de aici. Băi, adu și mie, fii atent. Adu șuruburile mari toate. Da. Și cutia aia mare de am găsit-o lui jos. Și clemele toate, și alea de la cumpărat, și alea de la am găsit. Și mai iei, băi, iei riglele alea două, știi, de mai late, așa. Alea mici. Alea mai late, nu alea mici. Bine, mici ca un metru și ceva. Da. Vii cu ele în sus. Mai late, alea am avut, dar am lucrat cu ele sus. Da, da, alea două, da. Deci, clemele, clemele și riglele. Dar riglele mai alea mai late ca în șunile înguste. Păi trebuie să vii și tu, bă, că am și de tine nevoie. Hai bine. Da, da. Aici am avut o problemă.
apa asta a mers toată, toată a mers cum trebuie la vârful sub coamei. Cealaltă am fost nevoit să mă las în jos pentru că se lățea hala, mă rog, o apă se lățea, una se îngusta și a trebuit să mă las puțin în jos ca să pot să intru aici cu un jgheab, cu panou în jgheab, câțiva milimetri, că altfel dacă aș fi pus panou unde trebuie, acolo sus la sucoamă, aici ar fi fost panou scurt. Apa asta s-a lățit, cealaltă s-a îngustat. Dar nu o să se mai cunoască. Aici o să bag spumă, eventual pun și aluban și după aceea o coamă lată. Și toată problema asta dispare. Ele așa au mers drepte la sfoară, dar am coborât să repar greșeala celor dinainte. Dar nu o să se vadă nici de jos, nici de sus problema asta.